Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod. Data asta suntem pe noapte și cu ocazia faptului că suntem la drum lung, astăzi o să vorbim despre top 5 lucruri, mă rog, sau 5 lucruri pe care trebuie să le iei cu tine la drum lung. Nu o să vreau să fie un top pentru că vreau să fie interactiv și să nu fie plictisitor. Așa, o să vorbim despre 5 lucruri importante care ai nevoie de să le iei cu tine la drum lung. Și sunt în ordinea următoare. Mă rog, sunt în ordinea aleatorie, nu ne-am stat să le pun care sunt cele mai importante. Însă primul lucru care eu cel puțin îl verific să-l am tot timpul în ghiozdan este kitul de pană. Dacă acum s-ar întâmpla, mamă ce mă speră. Dacă acum s-ar întâmpla, Doamne ferimă, să fac o pană, ar trebui să vin tot drumul pe jos. Ceea ce nu mai ar conveni deloc. Însă, dacă ar fi să las pe 3, pentru că e prea tare lumina, 2, 3, lasă pe 3 că e bine așa. Dacă ar fi acum să fac o pană și să vin pe jos, nu mi-ar convine deloc. Însă pentru că am un kit de pană la mine, nu trebuie decât să mă opresc, să desfac roata cu cheia de 15, mă rog, pe spate am quick release, pe față n-am, desfac roata cu cheia de 15, desfac camera, după care pun un petic, o pun la loc, o umflu și aia e, plec mai departe. Este foarte important și foarte folositor și mai ales dacă ești în pădure sau eu mai știu pe unde, cu atât mai mult. Așa la drum nu mai suni părinte, un frate, un prieten să vină după tine, dar dacă ești în pădure sau la mama n-ai bine, n-ai semnal, nu prea ai ce să faci. Și atunci cel mai bine îți faci, îți iei un kit de pană cu tine și ai scăpat orice grijă. Numărul 2, în opinia mea, este ideal să ai la drum lung o sursă de curent externă. Eu cel puțin am acest far care, din punctul meu de vedere, este mai mult decât suficient. Pe lângă că am două lumină, pot să mă încarc telefonul și bateriile de la GoPro de la el. N-am avut nicio problemă, doar că na, am nevoie să-l reîncarc. Este doar de 6000 de mAh, însă mă gândesc să mai cumpăr unul ca să am două. Și dacă am două, din punctul ăsta de vedere, sunt liniștit. Pentru că unul pot să-l folosesc ca și bec și pe unul ca și baterie externă. Și când e descărcat unul, îl folosesc pe celălalt și așa mai departe. Locul numărul 3, ideal s-ar fi să ai niște căști wireless sau cu fir. Pentru că, exemplu, dacă te sună cineva sau vrei să asculti muzică, sunt foarte folositoare și nu te plictisești, te ții delectat și nu adormi, nu te obosești, nu te plictisești, poți să asculti un podcast, e foarte folositor pe bicicletă. Numărul 4 ar fi să ai neapărat, dar neapărat la tine, un ciclocomputer. De ce? La drum lung este foarte important să menții o viteză constantă dacă vrei să faci mulți kilometri. Și un ciclocomputer, nu numai la drum lung, ci și în oraș și oriunde merge, este foarte, foarte util pentru că te scapă de foarte multe probleme. Dacă bate vântul, tu automat știi ce viteză ai avut înainte să bată vântul și știi cu cât să reduci viteza, poți să pedalezi liniștit cu gândul că știi exact la ce oră ajungi și poți să-ți planifici călătoria mult mai bine. De exemplu, dacă vrei să vină ploaia și știi câți kilometri mai ai de făcut, știi exact cu ce viteză trebuie să mergi ca să ajungi acasă înainte să înceapă ploaia, dar nici să mergi prea tare ca nebunul și să ajungi acasă cu jumătate de oră înainte să înceapă ploaia și după aceea să-ți bestem zilele. Și în ultimul rând, locul numărul 5, la drum lung e bine să-ți iei tot timpul, indiferent, de exemplu, dacă e un drum mai lung de 20 de km, dus întors, e bine ca să-ți iei un set de lumini, o vestă, acel obiectiv care te ajută să fii vizibil pe timpul nopții. Cam astea ar fi 5 lucruri pe care e bine să le iei cu tine întotdeauna la drum lung, că tot timpul le am la mine, indiferent cât de lung sau scurt e drumul, tot timpul le am la mine. Pentru mers extraurban, eu consider că sunt
necesare, ca să nu zic un must have. Cam atât ar fi și pe acest episod, că deja am intrat în oraș și mai am vreo 5 km până acasă și noi desigur ne vedem ori acasă, ori data viitoare. Pa, pa!